Câteva subiecte care vreau să vi le spun astăzi. E vorba de faptul că astăzi avem Gala Sportului Ieșean. Este încă o ediție care se desfășoară la un nivel foarte ridicat, spun eu, pentru că încercăm să scoatem în fața comunității atât performanța sportului, cât și necesitatea de a susține sportul ieșean. Această gală are loc la Teatrul Național pentru prima dată și cred că rolul acestei gale este tocmai pentru a prezenta comunității ieșene atât pe cei care fac performanță în sport, cât și pe practicanții sportului și pe faptul că primăria susține sportul de masă și sunt conștient de faptul că acest sport de masă trebuie susținut în continuare. E vorba și de sănătate, e vorba și de formarea caracterilor și formarea personalității celor care locuiesc, care sunt ieșeni. Apoi vrem să încurajăm pe toți cei care sunt implicați în sport. Sunt foarte mulți oameni, mi-am dat seama, care în decursul unei veți au muncit în sport, dar comunitatea cunoaște mai puțin, pentru că nu sunt sporturi foarte, foarte vizibile, dar care aduc foarte multe, au adus performanță și au adus glorie Iașului. Sigur, vrem să scoatem în evidență și cluburile care s-au remarcat pe parcursul anului precedent, dar nu numai, asociații sportive și, sigur, să dăm și câteva exemple foarte sugestive, cum este Asociația de Șah, care are performanță din ce în ce mai mari de la an la an și care creează evenimente foarte bune pentru a încuraja șahul, ducând Iașul, de fapt, locul întâi, cred că, în România și unul dintre cele mai importante orașe din Europa în ceea ce înseamnă practicarea șahului. De asemenea, vrem să scoatem în evidență la această gală și modele, repere pentru sportivii care vin din urmă și pentru cei care sunt azi în activitate. Bucuria mea mare este că vom avea doi invitați de marcă. E vorba de Gabriela Sabo, ministrul Nicolae Băniciu, neputând să participe. Am vorbit personal cu el și am spus că ar fi bine să vină Gabriela Sabo. A convins-o și cu avionul de ora 14 va sosi la Iași Gabriela Sabo. Este un model de atlet, de voință, de performanță, de dăruire. Și, de asemenea, nimeni altul decât Gică Popescu, marele fotbalist, care a făcut atâta glorie în fotbalul, românesc și sper să aducă glorie în continuare fotbalul românesc din altă postură. Și el va sosi la ora 14, va pleca foarte rapid, pentru că mâine are alte probleme, cei care mai lucrează și în sport, mai au și necazuri cu alte instituții. Sunt foarte multe categorii pe care le premiem și sunt peste 100 de sportivi care vor fi premiați. E vorba de cel mai tânăr și cel mai vârstnic sportiv, e vorba de sportul pentru veterani. Scoatem în evidență cât mai mult faptul că veteranii fac sport și sunt unii dintre ei care sunt adevărați ambasadori ai Iașului. Apoi cei mai buni arbitri, mergem pe categoria sportul pentru toți. Sigur, cred că suntem printre puținii care reușim să scoatem în evidență sportivii cu dizabilități. Și este un bun exemplu la Iași și oamenii aceștia îi găsim de azi înainte integrați în foarte multe evenimente sportive ale Iașului. Deci n-au niciun fel de complex, este normal ca și ceilalți oameni, practică sportul, sunt încurajați, sunt susținuți și cred că este datoria noastră să îi promovăm în continuare. Apoi mergem pe echipe și echipaje și sigur mergem pe a scoate în evidență o categorie specială, cei care sunt șlefuitori de talente. Oameni care stau și fac, tac și fac. Sigur, apoi cluburile și asociațiile, cum v-am spus, și premiile de excelență și ultima categorie, sportivi și antrenori. Sigur, toate acestea sunt posibile pentru că am creat această fundație a sportului ieșean, o fundație care cu banii care vin de la Consiliul Local, de la Consiliul Județean și de la puțini sponsori, foarte puțini, reușește să finanțeze, peste 20 discipline sportive.
Și asta e foarte bine pentru că putem asigura o continuitate a sportului în municipiul Iași. Sigur, fundația are o greutate foarte mare pentru că trebuie să susțină fotbalul, care e mare consumator de fonduri, dar în același timp are și misiunea de a susține sportul pentru toți, sportul de masă. Acest eveniment va fi transmis astăzi în direct de TVR Iași, partenerul nostru principal pentru la toate galele care le-am făcut până acum și care vreau să le mulțumesc foarte mult și vreau să mulțumesc presei sportive din Iași pentru că ne-au ajutat întotdeauna să scoatem în evidență lucrurile bune care s-au întâmplat în sportul ieșean și sigur să corectăm acolo unde lucrurile nu au funcționat foarte bine. Ce este foarte important este că aceste structuri sportive încep să aibă consistență pentru că au continuitate și pentru că au o finanțare. Și au o ușă deschisă la primărie și au un partener de dialog și de a crea evenimente. Al doilea subiect care vreau să spun este programul 24 ianuarie. Vreau câteva detalii să vă dau legat de 24 ianuarie. În primul rând, manifestările vor începe la 9:30, cu un moment folcloric, noi suntem români, așa e intitulat generic. Și sigur că pe scenă vor urca artiști consacrați din toate zonele României. Vreau să scot în evidență Nicolae Furduiancu și formația Crai Nou, cu care el cântă și ne încântă, apoi Daniela Condurachi, Sofia Vicoveanca, Veta Biriș, Zenaida Julia din Republica Moldova și un vintet de alămuri, Adamos Bras. La ora 11 vor începe manifestările oficiale cu prezentarea onorului oficialităților centrale, apoi Tedeumul, alocuțiunile oficialităților locale și centrale, ceremonialul de punere de coroane, parada militară, care va avea o consistență mai mare decât în ceilalți ani și mulțumesc pe această cale Ministrului Apărării Naționale Mircea Dușa și generalului Brigăzie din Copou, domnul Roman, și toți colegilor săi care s-au implicat, inclusiv generalului diviziei de la Buzău, care ne-a susținut în organizarea acestei parade militare. Și apoi vom avea ora Unirii în Piața Unirii, în jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iar după ora 12, concertul acesta de muzică folclorică va continua până în jur de ora 14. 13 și ceva, o să vedem cât va dura. De la ora 12 și un sfert vom începe să dăm drumul și la masa tradițională, pentru că sunt mulți oameni care stau la concert, dar stau și fac coadă la fasole și cârnați. Și atunci nu-i lăsăm să aștepte, o să încercăm să servim această masă tradițională mai devreme, la 12 și un sfert, până la 14 să o cotim noi, pe strada Lăpușneanu, așa cum v-am obișnuit și până acum, și am obișnuit pe cei care vin. Sunt peste 10.000 de porții. Sigur că avem mâncare de post, adică fasolea și pâinea și celelalte, dar cine dorește și cârnațul, nu putem noi să-i oprim, pentru că e tradițional. Am convenit și cu Mitropolia să, la sugestia Mitropolitului, să avem și mâncare de post. La ora 12 și un sfert, la Mănăstirea Trei Ierarhi, va avea loc depunerea de jerbe la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Un alt moment important care îl avem e la 14:30 la Muzeul Unirii. Se va semna protocolul de colaborare între Arhivele Naționale ale României și Arhivele Naționale ale Republicii Moldova. Și cred că va fi important pentru că cei din Moldova vor veni cu un document important care vorbește foarte mult despre Iași, despre importanța Iașului în timpul istoriei. La ora 18 vom avea retragerea cu torții pe traseul Piața Unirii, Grădina Palas, deci pe Ștefan cel Mare. Și în Grădina Palas vom arbora un drapel al României în jurul 18:30,
e cea mai înaltă clădire din ansamblu. Ce lungime are drapelul? 55 de metri lungime, pe 6 metri lățime. După care vom avea un scurt recital de muzică militară. Este foarte important că la aceste sărbători avem confirmări deja și nu sunt de azi de ieri, de câteva zile bune, chiar și în acest moment încă aveam confirmări de la cabinetele miniștrilor. Deci îl avem pe prim-ministrul Victor Ponta, pe președintele Senatului Crin Antonescu, dar și în calitatea lor de copreședință a USL-ului. Au confirmat până acum toți cei trei viceprim-ministri, Liviu Dragnea, Daniel Chițoiu și Gabriel Oprea, ministrul Apărării Naționale Mircea Dușa, ministrul de Externe Titus Corlățean, ministrul de Interne Radu Stroie, ministrul Agriculturii Daniel Constantin, ministrul Culturii Știrbu Gigel, ministra Muncii Câmpianu Mariana, ministrul Fondului Europene Teodorovici Eugen, ministrul Voicu, ministrul Șova și sunt convins că vor mai fi confirmări în această zi și în parcursul zilei de mâine. Este foarte important că avem o asemenea audiență la nivelul Parlamentului României, la nivelul Guvernului României și asta îmi dă speranțe foarte mari că în sfârșit anul acesta vom putea să oficializăm 24 ianuarie ca sărbătoare națională. Nu este vorba de nicio ambiție personală, ci vorba efectiv de recunoașterea rolului Moldovei și a Iașului în formarea statului unitar român. Și când spun acest lucru, mă refer la două momente. 1859, și știm cu toții ce s-a întâmplat, și apoi 1916, când guvernul a fost la Iași și atunci s-a făcut unirea cu Basarabia și Bucovina și apoi de aici s-a plecat și s-a făcut unirea cu Transilvania. Cred că Iașul are vocația unirii și trebuie să-i fie recunoscută ca și capitala Moldovei, ca și oraș care și-a sacrificat capitala pentru a forma principatele României și apoi statul unitar român. Acestea sunt cele două evenimente importante din această săptămână. Vreau să vă spun că aseară, văzând, pregătind de comandamentul de iarnă, văzând chicirea care a căzut și cum s-a răcit afară foarte brusc în jur de ora 12, că atunci a început efectiv, văzând stratul gros de gheață care s-a șterne, am dispus foarte clar directorul Ionescu să iasă la treabă, în loc să facem acțiunea pentru a nu avea polei dimineață, am făcut-o de aseară începând cu ora 1. Și chiar dacă am consumat mai mult antiderapant, motorină și am scos echipajele la treabă, lucrul acesta s-a văzut dimineață, pentru că am putut să eliberăm până în jur de ora 4 toate bulevardele și toate rampele din oraș, iar tot în aceeași perioadă, între ora 4 și ora 6, am reușit să intrăm și în cartiere pentru ca să asigurăm traficul astăzi. S-a circulat cu viteză redusă, într-adevăr, dar n-am avut evenimente, am vorbit cu poliția și la ora 6 și la ora 7, deci de la ora 2 până la ora 2 am fost în contact cu dânșii, la ora 6 am fost din nou în contact cu dânșii. Peste 250 de tone de sare și de amestec antiderapant, pentru că pe aleile principale am dat cu sare, pe celelalte din zonele laterale am dat și cu antiderapant. Am dat și cu clorură o tonă pe zona de pietonale și s-au făcut toate traseele, cele 9 trasee, Centru, Copou, Sărării, Moara de Vânt, Tătăraș, Păcurar, Nicolina, Podul Roș, Alexandru cel Bun și Buciu. Sper că dacă vom continua la fel și vom fi la fel de vigilent, probabil că vom reuși să stăpânim aceste fenomene care sunt normale pe timp de iarnă și să asigurăm în oraș fluența traficului. Mulțumesc celor care au fost în trafic, au înțeles să reducă viteza și să nu creeze alte evenimente. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Așa declar, am fost și echipiți, încât vă mulțumesc foarte mult, o zi bună!